Bine v-am regăsit, stimați respectatori, la o nouă ediție a emisiunii Povestea Vorbei, găzduită de postul regional de televiziune Intermedia Suceava. Suntem la Ilișești, la Muzeul Vasile Kindrish și alături de noi îl avem, cum se poate altcumva, chiar pe domnul Vasile Kindrish, cel care aici, într-un colț al satului, al comunei Ilișești, a organizat un muzeu formidabil, un muzeu care găzduiește, printre altele, și vom vorbi în partea a doua a emisiunii despre acele printre altele, o colecție numismatică formidabilă. Domnul Vasile Kindrish este de puțină vreme președinte al Societății Numismatice Suceava, parte a Societății Numismatice Române, iar domnia sa dorește dintr-un început să facă cunoscut această societate care în ultima perioadă a stat într-un cont de penumbră sau chiar mai degrabă de umbră, fiindcă nu a existat cineva care să strângă sub același standard numismații suceveni, care nu sunt deloc puțini. Fiecare dintre noi știm, dacă mergem prin centre comerciale, că săptămânal sunt târguri ale numismaților, sunt târguri în care sunt oferite spre vizionare, dacă nu spre cumpărare, obiecte vechi, de la bancnote, monede, la felurite alte însemne care reprezintă ceva și pentru istoria noastră, dar nu numai, și pentru istoria numismatică a lumii în ansamblu ei. Domnule Vasile Kindrish, bine ați venit la noi la emisiune. Mulțumim tare mult că ați făcut focul aici. Este o atmosferă foarte plăcută. Vă mulțumim foarte frumos pentru prezență. Îmi pare bine de această ocazie. Scopul meu principal era să prezint societatea numismatică publicului larg. Păi vă rog să o prezentați așa cum ați preluat-o dumneavoastră și să explicați oamenilor ce înseamnă și care sunt, pentru că dorința dumneavoastră este de a, nu de a racola, de a atrage, da? Da. Către societatea numismatică oameni îndrăgostiți de această pasiune. Da, noi am făcut o ședință de lucru pe data de 28 decembrie. Am ales această dată deoarece s-au împlinit 120 de ani de la înființarea Societății Numismatice Române. Vreau să precizez că imediat după înființare, înainte de Primul Război Mondial, au fost membri numismați și din Ilișești, Suceava și împrejurimi. Doi istorici notează lucrul acesta, Cristian Dresler și Trifon Falat Florea. Și în perioada de după Primul Război Mondial, Ilișeștiul deja avea foarte mulți numismați. Într-adevăr, au început nemții această pasiune, mai ales că Ilișeștiul se află pe situri arheologice, după care i-au concurat și românii și s-au dezvoltat două colecții, de la care ideea era să pornească două muzee. Unul al nemților, cel condus de Cristian Dresler, profesor universitar în Germania după plecarea lui, i-a luat o avere imensă de arheologie de pe zona noastră, și unul, Trifon Falat Florea, un strănepot pe linia surorii lui, a lui Simeon Florea Marian. Însă, cel românesc, Simeon Florea Marian, deci nepotul acestuia, a pus bazele în școala din vale a unui muzeu, numai că nu a avut continuitate datorită războiului. Și cel nemțesc a plecat în Germania. Revin la prima afirmație, că noi am ales această dată de 28 decembrie și s-a făcut această ședință. Societatea fiind în pragul dizolvării, având 4 membri, după care, prin
activitatea mea, ce am preluat-o pe data de 20 august, am reușit să aduc la 13 membri plus 2 care nu sunt în registrul societății, am adus la situația în care noi să putem face ședință conform buletinului societății. Nu se poate ține o ședință de lucru fără 10 membri și noi avem 13 membri. După reorganizarea aceasta am început să o punem în valoare într-un anumit fel. Am comandat deja o carte poștală care ne reprezintă, vrem să facem o insignă, mai târziu poate batem o medalie, ceva. Am înființat registrul care nu exista, arhiva nu, veche nu a ajuns pe mâna mea, registrul secției numismatice Suceava, registrul activităților cultural-științifice, care nu s-au făcut așa ceva de 20 de ani. Eu sunt membru din 2010 și nu a avut loc nicio ședință cu caracter științific sau de lucru. Și carte de onoare. Deja în cartea de onoare sunt 4 texte așezate în această carte de onoare. Acum, ceea ce vreau să spun, că unii poate se gândesc de ideea membrilor recrutați și nu știu condițiile. Așa mi-am pus și eu problema și discutam cu cineva spunând că trebuie să fii un fel de semi-academician să fii membru numismat. Nu, m-am interesat, am discutat cu conducerea de la București și totul este această atracție, că vreau să spun că numismații nu se formează în școli. Ei se nasc și dacă are această atracție, ei vor crește și vor deveni, într-adevăr, niște colecționari importanți. Și vreau să dau un exemplu de la un târg. Era un bunic cu nepotul. Vede o piesă și întreabă prețul. Prețul era foarte mic. Și spune, bunicule, ia-mi eu. E așa de ieftină. Și a zis așa, nu băiete. De ce? Dă dependență. Deci cine se atinge de societatea numismatică, fie că e spre fericirea sau nefericirea lor, asta dă dependență. Dacă cineva ia contact cu numismații, primește o bacnotă gratis, ceea ce făcea un bătrân din Botoșani, vedea că trec copii pe lângă masă, o bacnotă mai uzată i-o oferea cadou. Și a spus așa, nu durează mult și ăsta o să cumpere de la mine. Deci cumva societatea numismatică dă dependență și nimeni nu alege să fie recrutat ca membru ca să plătească o taxă gratis, fără să aibă ceva în comun cu numismatica. Și cu toate acestea, eu nu pun accentul pe membrii neavizați. Sub nicio formă. În Suceava există foarte mulți colecționari, în fapt, care doresc să îi adun împreună. Deci există colecționari cu colecții grele, nu-mi permis să dau nume, așa, dar vă spun în mod sigur, sunt colecționari cu colecții serioase. Și toți oamenii aceștia se vor putea dezvolta, vor putea prezenta colecțiile lor, vor putea face expoziții, simpozioane și așa mai departe. Că Suceava are totuși o istorie cea de la început, o istorie frumoasă. Și am ființat secția pe 20 aprilie 1977. În anul 1985 organizează al doilea simpozion național de numismatică din țară, primul fiind Craiova. Deci al doilea simpozion din istoria numismaților a fost organizat de Suceava.
Și a avut un început glorios până după Revoluție, chiar un deceniu, cred că, așa, și în cele din urmă, datorită unor fapte și persoane, nu pot să acuz pe nimeni, așa au fost firul istoriei și nu mă interesează de trecutul societății nimic până la mine, așa, ajunge societatea și decade până în pragul dizolvării. Azi are 13 plus 2 membri și politica mea și a comitetului meu este de a recupera, de a recupera colecționarii cu adevărat. Și vreau să vă spun ceva și despre comitet. Dacă ar fi fost trimisă o echipă de psihologi pe teren, nu ar fi găsit un comitet mai potrivit, asta e părerea mea. Deci oamenii potriviți la locul potrivit. Deci consilier este domnul Muntean Dumitru, care a lucrat toată viața la finanțe și deține un muzeu, colecții, are cărți publicate și așa mai departe. Și în ce privește caracterul, că contează foarte mult caracterul unui om. Nu avem treabă cu nimeni, dar noi înșine trebuie să fim curați, corecți și drepți și să adunăm pentru societate. Nu să risipim ceea ce este. Așa. Dumnealui face donații anual. Am ființat un premiu pentru comuna lui Stroiești. La cei mai meritoși elevi de acolo primesc premii în bani, cărți, diplome, dar o sumă consistentă. Deci un om care face donații nu-i trebuie să profite din nimic. Domnul secretar este Corneliu Căldăruș, un om foarte corect. Mă aflam la un târg, un bărbat voinic, și îl văd deodată că fuge în disperare după cineva, ce s-a întâmplat. Și-a uitat un portofel acolo și să nu ajungă omul nu știu unde, că să-i rămână portofelul acolo. Deci un om de o corectitudine desăvârșită. Cine-i corect în lucrurile mici, e corect și în cele mari și invers. Așa. Și foarte potriviți pentru locurile lor. Deci aceștia sunt cei trei triumviratul, da, care coordonează, da, societatea numismatică de la Suceava, începând de anul trecut, dar și dincolo de aceasta, presupun că aveți în vedere planurile acestea de viitor. Nu știu câți membri avea societatea numismatică de la Suceava în 1977, de exemplu, la înființare. În 1977 avea minimul de membri, fără care nu poate să se înființeze, adică 10. Apoi s-au tot adăugat. Într-adevăr, cei mai buni colecționari au plecat la cele veșnice. Într-adevăr. Mi-a spus un colecționar vechi că a numărat vreo 11 în viață, din care cel mai tânăr fiind dumnealui de 70 de ani. Bun, dar nu există sau n-au reușit dânsii, cei care au plecat în veșnicie, n-au reușit să transmită mai departe microbul ăsta, că a spus dumneavoastră că e așa, ca un fel de microb sau ca un viciu, da, nu? Viciu cu ghilimele. De dependență. Da? Da. Au reușit doar la problema contabilizării situația stată rău. Știți? Adică n-au fost împreună. Colecționarii de la sine nasc alți colecționari și mai ales numismații. Dar aceștia sunt împrăștiați deocamdată. Da. Și sperăm. Deci planul dumneavoastră viitor este de a-i strânge iar la un loc, da? Da. Și sub, da, aceeași egidă să puteți dezvolta nu numai, să spunem, ședințe și, da, simpozioane, ci introducerea în spațiu public a
activității societății numismatice, nu? Prin, eu mă gândesc la expoziții, la lucruri dintre astea și cred că sunt spații. Da, căci... Și cred că este și bunăvoință din partea instituțiilor culturale, chiar cele oficiale vorbind, de a găzdui astfel de... Da, mulțumesc cu ocazia aceasta și domnului manager Cărăbuș, ne-a asigurat sala fără la discuții. La Biblioteca Județeană Ghezbera, Biblioteca Bucovinei Ghezbera. Da, și la data solicitată și au deschidere mai mulți pentru a ne găzdui. Acum vrem și noi să ne orientăm, să vedem cine ne primește în custodie. În custodie. Deocamdată sediul societății este fixat pe internet și adresa fizică este la mine, acasă, dar eu nu doresc să fie adresa fizică și să rămână sediul aici, ci doresc la cetatea Sucevei. Că în trecut au fost divergențe și chiar acum că au existat tendința de a muta sediul din Suceava într-un alt oraș. Au fost cel puțin două tendințe de felul acesta. Și eu la acea ședință de la bibliotecă am precizat că când se va muta cetatea Sucevei, atunci mutăm și noi sediul. Deci sediul trebuie să rămână acolo, ca acolo este reședința de județ. Și acolo trebuie să fie și sediul. Apoi am anunțat pe pagina mea de Facebook un lucru că pentru nimeni nu voi face rabat de la litera buletinului societății, că de atunci devine dezordinea. Deci, acesta însemnând un fel de regulament, ca să înțelegi, de funcționarea acestei societăți. Buletinul societății, da. Și am zis că nu pot face rabat de la litera... Dar care sunt restricțiile legate de ce? De comercializare ilegală sau ce? Nu vorbește despre comercializare. Sunt niște principii, probabil. Da, niște principii de adunare, adunările acestea de lucru, adunări la întruniri pentru schimburi, vânzări și așa mai departe, care cei vechi continuă să susțină faptul că noi ne adunam săptămânal. Păi nu ne putem aduna acum săptămânal. Unii merg la biserică, alții au alte preocupări. Mă rog, nu se poate aduna săptămânal. Și această adunare, noi am suprapus-o și așa anunțat peste târgul care este la Carrefour. Asta e deocamdată. Da. Și apoi, normele de prezență, de conduită și tot ce ține de buletinul numismat. Acest buletin n-a existat în coadunotări de la Revoluție încoace. Primul eu l-am tipărit, l-am cerut de la București și l-am tipărit. Și încă un lucru ce am vrut să-l precizez, că societatea nu este nici religioasă, nici politică, nici filozofică, este doar numismatică. Da, deci vreau să rămână doar numismatică, să nu fie deocamdată, așa cum se spune popular, am luat societatea în pielea goală. Adică, fără membri, fără colecții, fără sediu, fără secție, fără nimic. Dar în timp ce aceasta se va dezvolta, va fi pețită fie de religios, fie de politic, fie de filozofic și n-aș vrea să fie întinată cu nimic, să rămână doar numismatică. Locul societății se află între piese și muzeu. Deci este la temelia istoriei naționale, că cronicile și istoriile imperiilor care sunt cele mai bine puse la punct în dovezi istorice vin din arheologie și mai exact din studiul monedei.
Studiul Monedii. Deci face parte din istoria națională. Și eu am numit-o pe 28 decembrie și cred că așa este și cred că așa rămâne. A doua armată în stat, numismatică. A fost cândva CFR-ul. Dar acum numismatica este a doua armată. Este temelia istoriei naționale care o demonstrează așa cum a fost. Și nu se poate falsifica istoria sau scrie ceva greșit că sare numismatica. Sare practic istoria noastră. Deci noi ne mișcăm între bibliotecă și muzeu, între piese și spațiu public. Că nimeni nu ia nimic cu el și la sfârșitul vieții, fie că vor ajunge la alți colecționari, fie că ajunge într-un muzeu. Dar acestea nu se pierd. Dacă cineva le fură, le fură să le valorifice mai departe. Da, dacă cineva le cumpără, interesul este punerea în valoare totdeauna. Așa că nu se pierd. Ce se adună, nu se pierde. Și m-am uitat puțin prin istoria muzeilor, am văzut că primele muzee și în marea majoritate a lor pleacă de la o colecție imensă donată la stat. Deci de acolo pleacă și mulți dintre acești colecționari ajung la să-și prezinte întâi pe spațiu public colecția și apoi să-și facă muzeu. Deja m-au întrebat foarte mulți despre muzee. Noi suntem în treapta de muzee, se încadrează la amatori, adică nu trebuie o procedură mare de documente, ci cea mai de jos treaptă, care este simplă, prin luarea în evidență, inventar și așa mai departe. Și mulți dintre numismați au ajuns la muzeile lor și alții sunt în curs să-și facă. Da, cât despre mine, eu dau toate informațiile și mă bucur să apară, nu-i vorba de o concurență. Asta nu aduce profit, deci cine se bagă într-așa ceva trebuie să se lipsească de multe altele, că uneori îți vine să plângi când pleci din târg dacă n-ai să cumperi o piesă și cauți împrumut bani și să faci tot posibil, o să o ai. Și singurul lucru dă o satisfacție. Dă o satisfacție sufletească. Da, deține care... un obiect pe care alții nu-l au. Cumva. Da, mai ales. Da. Mă amintesc o poveste, Capul de Bour, al lui Vasile Voiculescu. E vorba de timbre de această dată. Da. Timbrele acelea care au fost... tipărite primele, printre primele din Europa, da, în Moldova. Da. Cred că în principatele unite, nu mai rețin exact, cu Capul de Bour și cum sunt la 27 mare... de parale. Da. Era sunt la primul, mare, primul. La mare valoare, nu numai în rândul colecționarilor din România, ci din întreaga lume. Presupun că și alte obiecte din zona numismatică sunt la fel de apreciate. Într-o discuție înainte de a începe emisiunea, povesteați dumneavoastră apropo de, nu neapărat legat de numismatică, ci cât legat de valoarea bancnotelor. Da? O poveste de aici, de la dumneavoastră, de la Ilișești, cum cineva, nu? A, crezut că se îmbogățește cu 30 de kilograme de bancnote, nu? În perioada aceea de după război, când inflația era foarte mare și, mă rog, puțină lume știa că banii care ieri aveau o anumită valoare, a doua zi nu mai însemnau mai nimic. Da. Părinții mei erau copii, adolescenți, și au fost evacuați la Adâncata. Și de acolo riscau ca să vină să mai ia ceva de pe acasă, să vadă ce-i cu casa. Casa părinților, respectiv a bunicilor atunci, a fost folosită ca și spital de front. Fiind mai, un pic mai spațioasă și sub pădure, acolo aducea răniții. Au adus paturi de pe la toți vecinii din casele părăsite, și-au adus răniți acolo, îi îngrijeau, era ca spital de front. Și mama
Au venit și au găsit acea tăfâlcă, acel sac de monede, dar ce folos, că nu mai avea valoare. Și în loc să ia ceva de acasă să ducă, s-a chinuit, nu știu ce greutate avea, mama era adolescentă, să zic, și-o cărat în spate, pe jos, până în adâncată. Și acolo i-a ținut bunicii morală că trebuia să aducă ceva, că ăștia măcar nu au nicio valoare. Măcar niște popârșuni, da. Făină, da. De era mai valoroasă, da. Făină decât monedele conținute în că sapă. La declararea războiului aici, în Bucovina, la evacuare, s-au luat cai și căruțele la majoritatea. Au lăsat numai cei mai răi cai și punea să încarce, nu știu, 10, 15, 20 de familii într-o căruță. Și atunci nu au putut să ia numai strictul necesar. Și apoi mai risca ca să vină aici aproape de front. Dacă îmi permiteți, vreau să mai precizez o neclaritate. Anume, dacă ați observat în târgurile, ele se numesc de antichități, așa, într-adevăr nu mai sunt antichități. Deci este second hand. Second hand. Dar este singurul loc care trebuie explorat unde pot apărea și antichități. Deci nu ajung în altă parte. Prima dată trec pe acolo. Unii care din asta câștigă poate un ban ca să își înlocuiască niște piese, vând unele să le înlocuiască cu altele, vinde una să-și ia două, să facă un schimb și să rămână poate o cheltuială a motorinii, a timpului pierdut și așa mai departe. Sunt unii care pur și simplu au posibilități și vin doar să vâneze dacă li cade ceva bun și mie mi s-a pus problema că nu-s toți numismați, nu-s toți colecționari, sunt comercianți. Domnule, cum am spus și la început, am testat lucrul acesta să văd dacă e adevărat și nu este adevărat. Pe cineva îl bănuiam eu că ăsta n-are drept nimic tangent cu colecția sau cu numismatica. Și mi-arată cândva un album care m-a uimit. M-a uimit. Deci nu există să fii în domeniu și să nu te molipsești și să nu aduni și pentru tine ceva. Mai degrabă sau mai târziu. Și pe linia asta, eu doresc, așa cum sunt multe locuri, unele gratuități. De exemplu, cineva care are o firmă pe persoană fizică plătește la stat mult mai puțin decât ar plăti un colecționar fiecare târg. Deci fiecare târg este plătit care merge la stat. Și plus acea viză anuală care nu e așa de mult, dar pe târguri se plătește. Cu cât există un oraș mai mare sau în care se vinde mai bine, cu atât taxa este mai mare. De exemplu, de foarte mulți ani n-am mai fost, dar știu că cea mai mare taxă era la Cluj, cu mulți ani în urmă era 100 de euro un loc în mall. 100 de euro. Fie că vins, fie că nu vins. Așa că și acei acuzați de comerț sunt de folos și plătesc mai mult ca un PF-ul. Așa că și aceștia trebuie încurajați și fără ei nu ajung piesele la cei interesați. Deși sunt un motoraș mic, da. mic acolo, dar poate semnificativ, da. În bună funcționare a afacerilor în acest domeniu mai elevat, să zicem, nu? Decât da. Vânzarea de alte, știu, produse de larg consum. Da, și dacă n-ar fi aceste târguri, o mare parte din piese s-ar pierde. Dar așa, în afară de cei ce vând, vin oameni din orașe, de pe sate, mă rog. Da. Și eu personal, cândva am făcut achiziții pe la case, mai ales pentru documente, eu stau bine la documente despre comună.
nu m-am întins mai mult, că nu mi-s posibilitățile, dar despre Comuna Ilișei stau foarte bine la documente. N-are primăria, n-au arhivele statului, n-are nimeni cât am eu despre comună la documente. Fotografii, cărți poștale, am peste 1300 de fotografii și cărți poștale doar cu comuna. Așa. Și de a face achiziții la persoana acasă, acesta are impresia că deține o comoară, o valoare, de cele mai multe ori. Așa. Și pentru a lăsa loc de bună ziua, ar trebui să dai mult mai mult decât faci, să renunți uneori și atunci, în acest târg, este foarte bine și pentru cine vinde și pentru cine cumpără. De ce? Întreabă la o masă, cât costă acest fier de călcat? Atâta, dincolo atâta. Există un anumit preț care îl fac doar două persoane. Cineva mi-a spus, cât ar costa? Cât se evaluează? Domnule, prețul la orice nu-l fac decât doi înși. Cel care vinde și cel care atât, dorește să cumpere, da. Atât, în rest nu ne putem băga în treaba lor. Da. Și cel care vinde, vede cu cât se vinde și el avea de gând să ceară mult mai mult, așa, cel care cumpără are de ales, mă rog, și atunci îi folositor târgul și pe linia asta. Că un alt lucru care doresc să-l precizez e faptul că numismații aceștia se pune problema că nu sunt și colecționari. Ba da, nu există colecționar să nu fie și numismat. Și nu există numismat care să rămână strict la numismatică. În dicționarele vechi scrie despre numismatică că este o știință auxiliară a istoriei care se ocupă cu studiul monedei în dicționarele vechi. Și de aici s-a plecat. Nu este amintită bacnota. Deci în 1903 tot a fost pe monedă. Însă, în dicționarele noi sunt făcute niște completări și în buletinul societății numismatice scrie așa, că se ocupă cu studiul monedei, bacnotei, metrologie, medalistică, heraldică, sigilografie, arheologie, antichități. Deci a fi numismat este o gamă mult mai largă. Mai cuprinzătoare decât da, definiția inițială. Da, decât o prins-o înaintașii noștri, bătrânii noștri, strict pe monedă. Și poți să fie cineva colecționar de absolut orice. Nu există să nu aibă câteva monede și câteva bacnote. Orice ar așa colecționa. Cum aveți și dumneavoastră aici chiar în spatele nostru, da, o colecție impresionantă. Discutam tot înainte de emisiune, dacă ar face cineva un calcul de la leu acela de aur din a doua parte a veacului al XIX-lea, da, care s-a considerat, mă rog, moneda de referință a, știu, Principatelor Unite, cu ce o valoare apreciată, era leu aur, așa îi se spunea cumva, da? Și dacă s-ar face în timp o istorie nu numai a monedelor, bancnotelor, bunurilor ăsta de valoare, cum să da, denumim noi, da? Să vedem cam ce inflație, da, sau cât s-a devalorizat leu acela de la 1870 și ceva, da, până în zilele noastre. Câte zerouri ar mai trebui să fie tăiate din lei aceea, da, pentru că numai în timpul vieții noastre, noi suntem mai din coace, dar la un moment dat a fost tăiate 4 zerouri, nu, din leul, da, pe care l-am moștenit de la Revoluție încoace, nu? Da. Și în perioada aceea în care vorbeați dumneavoastră că mama a luat un sac de bani, nu? Și a crezut, da, că valorează nu știu cât, dar, și de fapt nu mai valora nimic, deși cu puțină vreme înainte valora enorm. Da? Interesant, eu mă gândesc, pentru un numismat pasionat, da, să facă un studiu dintre ăsta și cred că ar fi foarte interesant. Interesant pentru
cei care doresc să afle mai multe lucruri despre evoluția banilor la noi în România, istoria unui galben și a unei parale, vorba lui. Sunt multe capete sau multe căi de a intra în numismatică, cum a spus dumneavoastră. Unii se axează poftim pe această evoluție. Unii am întâlnit care adună totul ce este un leu. Atât. Numai monede de un leu și bacnote de un leu. Apoi, sunt colecționari, am întâlnit, adică și numismați, totodată, care aduna bacnote doar cu animale. Apoi, doar cu scriitori. Doar perioada cutare. De la anul D la anul D. Și atunci, cu adevărat, este de mare valoare numismatica că la sfârșitul vieții, și de asta nu sunt nici școli, că ar trebui să dureze o școală de numismați vreo 80 de ani, știți? Și nu sunt nici școli. Dar la sfârșitul vieții, fiecare lasă în urmă o enciclopedie. O enciclopedie întreagă și subiectele sunt atât de vaste încât nu se suprapun. Nu se suprapun. Mă gândesc că o colecție completă de acest gen, de genul celor pe care le-ați exemplificat dumneavoastră, sunt cu atât mai valoroase, tocmai pentru că sunt tematice. Nu? Da. Da. Fiindcă pot să fie o colecție eclectică cu bancnote, hai să spunem, dintr-o de o istorie a lor, așa cum au apărut ele, dar dacă sunt și în colecțiile acestea al numismaților români, sunt incluse și valori numismatice din afara granițelor care prezintă valoare. De obicei, da. Fiecare nu se limitează, știți? Uh-huh. Că prima dată pleacă direct numai România, dar îi cade o piesă prea frumoasă și importantă și o pune alături. Și de aici merge. Însă, nimeni, cum îmi spunea un cetățean, cos că eu îmi fac muzeu, într-adevăr, am început să adun multe, zic, trebuie să alegi o temă, o denumire, o fiecare să știe ce vrea de la muzeul lui, ce reprezintă. Cos că eu de toate. Muzeul cu de toate nu ajunge la cap niciodată. Deci, s-apucă, am întâlnit un numismat care de toată lumea nu va reuși niciodată. Am auzit și chiar în județ la noi, sunt numismați care cu vreo 6 ani în urmă, 5, îmi spunea că mai are nevoie de 3 piese să aibă România întreagă. Asta înseamnă o avere imensă. O avere imensă. Și mai trebuia 3 piese. Deci de atunci poate le are, poate nu. Și într-adevăr, sunt câteva piese care nimeni nu le găsește niciodată. De exemplu, regele Mihai, după întronare, a bătut o monedă de aur, foarte micuță, nu știu câte grame, doar pentru casa regală, în 300 de bucăți. Păi la mii de colecționari în România, Cred că e o bătălie mare pentru a pune, a intra în posesia. Da. Și atunci, ce se întâmplă? Intrăm într-o nouă sferă. Cel care nu o are, o vrea. Ele sunt 300, se află în colecție. Dar am luat exemplul ăsta. Atunci, încep a apărea replici. Replicile pot fi fidele sau falsuri. Fidel înseamnă că este exact ca și originalul și de obicei îl face Banca Națională. Sunt cumva omologate. Da. Și sunt și falsuri. Și atunci este o lume a falsurilor și în domeniul ăsta. Numai nu putem acuza că cineva, odată ce aceste monede sau și bacnote sunt scoase din circulație, nu putem acuza că umblă cu
falsuri cât timp îți prezintă. Aceasta este replică și aceasta este original. Atunci când spune minciuni, este de condamnat. Și ăștia nu rămân mulți între colecționari. Și dacă ați observat pe internet cei care fac tranzacții, precizează, bacnota mea are o fisură în stânga sus, puțin uzată și toate detaliile. De ce? Că imediat ești exclus din această comunitate într-un mod tacit și luat de neserios și nimeni nu mai are bază în tine. Bătrânii colecționari invocă de multe ori pe un anumit trecul acele veșnice, colecționar din Rădăuți, care zice că făcea falsuri. Și toată lumea se temea să cumpere de la el. Era oarecum exclus din comunitate, deși era membru, pe baza că face falsuri. Dar, îmi spune un alt colecționar de o viață și acela nu mai are unde le pune în toată casa, pod, pivniță și așa mai departe, îmi spune așa, numai eu cumpăram de la Cutare, nu-i dau numele, așa, fiindcă nu îi cumpăra nimeni și mi-l da foarte ieftin. Deci știa să profite de faptul că ăsta nu are credibilitate. Poate omul a făcut o singură dată un fals. Dar s-a dus bucul, cum s-a spus. Da, da, s-a pătat și prin asta nu mai are credibilitate. Și eu am căutat să recopăr cărțile poștale a Ilișieștiului, am 140 și ceva până acum, și originale puține, jumătate, poate, sau mai puține. Dar eu le-am luat din diverse publicații, le-am împrumutat și le-am scanat și am făcut reproducerea. De ce? Să fie ca o documentație. Asta este cartea poștală a Ilișieștiului. Dar asta este reprodus, asta este originală. Deci nu putem schimba sensul și atunci totul e bine. O întrebare, o curiozitate personală. Ce înseamnă sau ce au însemnat cocoșeii? Știți, sunt romanele alea polițiște prin anii 70, când citeam noi romane polițiste, că au fost găsiți cocoșei la nu știu cine și pentru asta erau vânați cei care, mă rog, erau indezirabili de acum pentru comuniști, probabil foști boieri, foști oameni înstăriți. Ce însemnau acele monede cocoșei? Practic erau monede de aur și așa au fost denumirea lor. Și nu au avut numai românii, eu am văzut și de Franța, care chiar aveau cocoșul pe el. De Franța, cocoșul galic, dar la noi cocoșei, de ce? Da. Mă gândesc și căci cocoșul a fost folosit mult în simboluri ca și bărbăție, autoritate, se vede și pe ceramică, pe picturi vechi, pe diverse simboluri. Și de aici, dar nu știu exact rădăcinile lucrurilor. Doar mai sunt colecționari suceveni, numismați, care îți dețină cocoșei, dintre aceia chiar aș fi foarte curios să văd cum arăta acel cocoșel despre care vorbeau autorii de romane polițiste din anii 70. Sunt, dar nu ies la suprafață. Eu spuneam că eu sunt cinstit, corect, la mine este totul public. Dar nu și ies cu orice la suprafață. Dar să vedeți, prin transparența mea am fost jefuit și furat. În ce fel? Fizic. De aici hoți. La dumneavoastră, în da, casă? Da. Da. Și da. Vi s-au furat obiecte de valoare? Ați reușit să le recuperați? Nimic. Nimic. De 2 ani. Știu, hoții au postat la vânzare. Asta e cea mai tare dovadă. Și atunci mi-am dat seama, măi, că nu numai decât faptul că nu-i cinstit cineva ține ascuns, nu. Și ca protecție. Și ca protecție. Mulți mă întreba, nu te tem că te fură. Și am zis așa, hoțul e analfabet și el vine și caută bani, aur și de asta n-am. Nici bani, nici aur. Și ceva de mâncare.
sau lemnele, sau... Sau televizor, da, sau ceva. Da, totuși hoții au în spate alți hoți care le dau informații, da, și merg țintit pe adresă. Da, da. Au fost și tentative multe și așa. Da. Să vorbim puțin despre muzeul Vasile Kindrich de aici, de la Ilișești. Nu-i chiar la drum, dar nu este greu de ajuns aici, sunt indicatoare. Cu ce atrageți dumneavoastră vizitatorii? Dincolo de obiectele din zona numismatică, avem aici în spate fotografii vechi ale personalităților, cred, de la dumneavoastră din comună și blazonul familiei Kindrich. Da. Cine l-a realizat? Este preluat din diplome maramureșene, se cheamă. Originea Kindrich este în Iehud Maramureș. Da, uh-huh. De familie nobilă, încuscrită cu mulți domnitori descendente din Dragoș Vodă. Deci ați venit cu Dragoș, cu Bogdan, cu... Da. Sunteți dar vechi. Majoritatea din Ilișești și Brașca sunt ardeleni. Sunt ardeleni. Muzeul, scopul muzeului sau ramurile muzeului sunt istoria locală a Ilișeștiului, în care cred că sunt bine pus la punct cu ce s-a putut. Există informații care nu le voi găsi niciodată. Cu ce s-a putut? Istoria locală, apoi istoria Bibliei legată de istoria scrisului, o pasiune personală. Asta. Am 341 de Biblii. 342 acum. Da, vă mulțumesc. Ceva... Da. Vă mulțumesc. Ajuns în posesia mea și da, o transmit mai departe frumos. Unde își va găsi locul. În limba rusă, în limba din Moscova, rusă. Ceea ce e greu ajung la noi. În 1968, odată cu noi s-a tipărit această, că suntem de asta asemănătoare. Da. Și personalități. Personalități. Am realizat acest panou care se află și în biroul primarului. Eu l-am numit Hrisovul de Onoare, vreo 46, cred că, de personalități ale Ilișeștiului și am căutat să pun în valoare. Întâi am făcut unul mai mic, au continuat cercetările, a fost ceva greu, mai exact costisitor. Costisitor. De exemplu, data morții uneia personalități. Eu trebuie să merg în cimitirele unde am auzit că e îngropat, nu e acolo, e dincolo. Așa, și asta, bineînțeles, că după o perioadă destul de lungă de când întrec prin mână documente. Și acum n-aș putea să spun că este complet. Personalități în viață nu am trecut decât cele care le-au publicat Biblioteca Bucovinei. Atât. În rest, doar cele plecați dintre noi, care i-am introdus aici. Dacă voi trăi mai mult, vreau să fac și un astfel de hrisov, de panou, cu toți primarii, începând de la boieri, vornici și apoi primari în ordinea lor cronologică. Am început să adun fotografii. Și să nu uităm în fața muzeului un prieten comun al nostru, domnul profesor Dimitri Olenici, a instalat un ceas solar. Nu știu, este funcțional acum? Da, cât timp e soare afară. Cât e soare afară, o să-l vedem și pe acela. Domnule Vasile Kindrich, și eu vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ne-ați primit la dumneavoastră acasă. Cu mult drag. O emisiune Povestea Vorbe, estimați telespectatori, pe care cred că o veți urmări cu multă plăcere. Eu vă transmit invitația din partea domnului Vasile Kindrich să vizitați acest muzeu. Dumnealui mi-a arătat aici, uitați-vă, un brâu al profesorului doctor zoolog Alexandru Roșca, poate că suntem neamuri, care se află în muzeul Kindrich de la Ilișești.
A fost, este brâu purtat în anii studenției când făcea parte din Societatea Arboroasă de la Cernăuți. Mulțumesc tare mult că mi l-ați arătat, eu îl las aici, alături de ce... De Biblia aceasta rusească, sovietică. Alexandru Roșca, vreau să spun că a debutat prin lucrarea lui Viața păianjenilor, care este unicat și prima în Europa. Da, da. Foarte interesant. Dragi telespectatori, vă mulțumesc încă o dată. A fost o nouă ediție a emisiunii Povestea Vorbei. De acum am intrat în anul 2024. Vă mulțumesc tare mult pentru amabilitatea cu care ne-ați urmărit. La revedere, la revedere, domnule Vasile Chindriș, cu mult drag. La revedere, vă mai așteptăm cu drag.